La mai bine de o lună de când a preluat Ministerul Muncii, Raluca Turcan s-a trezit la ușă cu sindicatele nemulțumite. Hotărârea guvernului de a majora salariul minim pe economie cu numai 40 de lei, în situația în care prețurile la energie vor exploda, prețurile la mâncare au explodat deja, prețurile la medicamente s-au întreit la multe din medicamentele pe care le folosesc oamenii și faptul că nu există nici un minim respect la adresa lucrătorilor din comerț, care lucrează 362 de zile pe an. Guvernul României, pentru că a făcut această prostie, ar trebui să aloce din fondurile țării 100 de lei în plus pe fiecare lună pentru cei 1.300.000 de salariați și să sprijine astfel creșterea salariului minim. În mod normal, conform formulei guvernamentale și fără să intre cu coșul minim de trai decent, trebuia să fie 2.400 de lei. Adică, practic, în loc de 41 de lei net, trebuia să primească salariatul 100 de lei net. Patronatele sunt de partea guvernului, nu susțin creșterea salariului minim și spun că fiecare leu în plus este o povară pentru industriile deja afectate de pandemie. Singura întrebare pe care noi ne-o punem este dacă avem de unde. Și creșterea salariului minim în industrii afectate de pandemie, precum Horeca, chiar și dacă discutăm de 30, 40, 70 de lei, reprezintă o povară și un semn de întrebare dacă vei avea veniturile respective pentru a le plăti. Conform hotărârii care va fi adoptată în ultima ședință de guvern din acest an, salariul minim brut va crește la 2.300 de lei. Net, asta înseamnă că angajații vor rămâne în mână cu doar 40 de lei în plus. Reprezentanții Cartel Alfa vor continua seria protestelor până se va reveni asupra deciziei privind un salariu minim de 2.400 de lei.